Suntem la a patra fericire, predica de pe munte, Matei capitolul 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fie lui Dumnezeu, Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocorâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele sau neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Deci a patra, a patra fericire, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. That's what we have for tonight. Domnul Iisus Hristos aude că Ioan Botezătorul a fost închis, are stat închis și începe o campanie de evangelizare fără precedent. Predică rugăciuni, vindecări, eliberări. Atât de mare este această explozie, atât de mare este această uh, revărsare de har, încât se duce vestea până departe, până în Siria, spune Matei se duce până în Iudeia, se duce în toate părțile, în orașele grecești, în decapole. Mulțimea se adună și undeva pe lângă Capernaum, pe un podiș acolo, îmi place Biblia de la București, în 1688, traducerea care s-a făcut sub Brâncoveanu, care spune, zice, i-a suit în măgură Zice, i suit, s-a dus cu ei în măgură. Adică s-a dus așa pe un munte. I-a pus să șadă jos și a început predica aceasta celebră. Magna Carta a Împărăției lui Dumnezeu. Această învățătură radicală, de acum toți erau nerăbdători să audă despre împărat, să audă despre împărăție, și cum începe el predica aceasta, fără introducere, fără niciun fel de pregătire? Începe cu aceste fericiri. E ca și cum ai lua un uh, pum de, de mărgăritare și le arunca așa peste oameni și le spune ferice. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi. Și cel care a hrănit miile de oameni și a hrănit 5.000 odată și altă dată 7.000 și fără, fără, fără bătrâni, fără copii, fără femei, mii de oameni. Cel care a transformat apa în vin, cel care a făcut minuni, cel care a înviat din morți, cel care era Fiul lui Dumnezeu, de data asta stă înaintea lor și zice așa, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Wow. Cum să definim conceptul acesta? Cum să înțelegem această foame, această sete? Ce înseamnă, de fapt, această foame și această sete? Nu cred că era un cuvânt mai potrivit la încheierea celor 21 de zile de, de post și rugăciune, ca Domnul să ne aducă înainte acest accent foarte puternic al Evangheliei și al Domnului Isus Hristos despre o foarte healthy, o foarte sănătoasă foame și sete după Dumnezeu. Ce înseamnă, iubiții mei, această foame după neprihănire? Trei lucruri vom spune aici. Apoi vom ilustra principiul și vom avea și partea aplicativă, ca în final să stăm înaintea Domnului și abia când plecăm de aici să punem la inimă cuvintele Domnului a acelei parabole în care a spus învățătorului legea, a înțeles? Ai înțeles, omule? Și l-a spus, de data asta am înțeles cine este aproapele meu. I-a dat parabola samariteanului și a zis acum, știi ce rămâne? Du-te, du-te și fă la fel. Vedeți, fiecare dată când venim aici, când stăm aici, când Dumnezeu ne vorbește, de fapt ne spune clar, când plecați de aici, când ieșiți pe ușa aceea, când mergeți acasă, Țineți minte, țineți în, în, în inima voastră, în ființa voastră acest foarte clar și simplu adevăr. Mergeți și faceți la fel. Mergeți cu această foame, mergeți cu această sete după Dumnezeu. Ce înseamnă această foame, această sete după Dumnezeu? Înseamnă, în primul rând, iubiții mei, o căutare neîntreruptă după neprihănire. O căutare neîncetat, neîntreruptă, continuă. De fapt, ce înseamnă atunci când ți-e foame și atunci când simți sentimentul acesta și, și ai, ai starea aceasta de foame sau de sete? Este sentimentul unei nevoi acute. Înseamnă absența, absența mâncării. Reți foamea aceasta... După neprihănire, foamea aceasta și setea aceasta după Dumnezeu, după sfințenie, de fapt spune: Încă n-am ajuns. Vreau, vreau mai mult, vreau să ajung, vreau să, să primesc, vreau să mănânc mai mult din Dumnezeu, vreau să mă satur mai mult. Am nevoie aceasta. Când ai foamea aceasta, de fapt, foamea aceasta spune ceva foarte puternic și foarte clar despre. Uh, o nevoie care o ai. E foarte periculos pentru cei care cred că au ajuns deja, care sunt neprihăniți deja, care sunt sfinți deja, care sunt ok, care cred că sunt ok. Aveam la Fenix pe unul care venea la tine și zicea, măi, băi, tu crezi că mergi în rai? Și nu știa ce să-i răspunzi, că te uitai la el și ziceai, de la asta te poți aștepta la orice. Și după ce, dacă nu-i răspundeai, măi, eu mă duc, dar tu nu cred că merge. You see? That kind of arrogance, that kind of pride, mândria aceea și aroganța aceea spirituală. Și când crezi că ești neprihănit, când crezi, crezi, că ești sfânt, când crezi că ești grozav, când crezi că ești mai bun ca alții, când ai foame aceasta, de fapt spui, mai îmi trebuie. Încă n-am ajuns. Așa spune Sfântul Pavel Filipen, Filipen 3 cu 13. Nu cred că l-am apucat încă, dar, ce se întâmplă? Fac un singur lucru. Mă arunc înainte. Caut, doresc. Foamea aceasta este un semn al nevoi. A nevoii pe care o ai. Arată către o nevoie. Foame, sete de Dumnezeu. De neprihănire. Este un semn al vieții foamea aceasta. Ești viu. You are alive. Credeți că părinții, întrebați părinții tineri, cei care au copilași micuți, întrebați-i dacă trebuie să-și trăinuiască copiii lor să mănânce. You just speak with Alex Pope and ask him how it is. What's happening that every two hour a special device and that beautiful mystery and beautiful life in his life in his family copilașul acela, Jeremiah, duminică va fi adus la casa Domnului să fie închinat înaintea Domnului. Și copilul acela mic, every two hours, sau three hours, whatever, ce face? Să scoală, de ce? Trebuie să mănânce. It's a Înseamnă că ești alive. Dacă ai foame aceasta după Dumnezeu, dacă ai sete aceasta după Hristos, după neprihănire, după sfințenie, înseamnă că ești viu. Ești viu, slăvit să fie Domnul. Nu ești mort. Nu ești religios numai. Ești viu. Ai o nevoie și ai viață. Și mai este un semn. Al treilea. Ești sănătos. Ești healthy. Știți că după operație sau după tratament, doctorul vine la spitalul uh, bolnavului și știți ce întreabă? Zice, a început să mănânce? Dacă bolnavul a început să mănânce, there is, there is hope. Zice, se face bine. Da? Dacă a început să mănânce, dacă a început din nou să mănânce, că înainte nu putea să mănânce, înainte nu mânca. Și nu știa ce are. Și era bolnav. Dar e un semn când începe să mănânce, când începe din nou să mănânce, când poate să mănânce, înseamnă că se face bine. Este un semn de sănătate. Foamea aceasta după Dumnezeu, foamea aceasta după neprihănire, setea aceasta după Sfințenia lui Dumnezeu, e un semn al sănătății spirituale. Dacă nu ți-e foame de Hristos, înseamnă că e bai cu tine, înseamnă că ești bolnav. A, a trecut și asta, să vedem ce o mai fi, cum o fi. Știți cum spune pastorul nostru? Știți cum a diagnosticat dumnealui stare asta? A. apatie. Apatie, în fel de. Nu-mi trebuie nimic. Leave me alone. Hai și mănâncă, nu-mi trebuie. Ce să-ți dau? Nimic. Foamea aceasta este un semn al nevoi, este un semn al vieții și este un semn al sănătății. Este un semn a, a sănătății. Dar ce este frumos în textul nostru, că, în original, foamea aceasta sună așa, uh, sau setea aceasta, că nu te mulțumești cu puțin. Adică, uh, dăm ceva să-mi să uh, astâmpăr foamea sau setea. Dăm un sandwich. Nu. No. Foamea aceasta care o ai pentru Dumnezeu și pentru neprihănire, înseamnă că. Nu, nu te saturi și nu, nu te mulțumești cu o bucată, cu o frămitură, cu o felie. Vrei toată pâinea. Nu te mulțumești cu un pahar de apă, vrei toată sticla, vrei tot, toată găleata sau Nu te saturi. E un semn de sănătate. Al doilea lucru nu este numai o căutare neîntreruptă, o căutare continuă este și o căutare, o căutare pasionată, cu pasiune, there is a passion, a passion for holiness, a passion for righteousness. It's that holy longing, este, este foamea aceea după Dumnezeu, când, când uh, trăiești și ai o căutare și căutarea aceasta este o căutare disperată, este o căutare obsesivă chiar cu riscul că pari foarte out of the ordinary. Foamea aceasta după neprihănirea lui Dumnezeu, care înseamnă că ești binecuvântat, Știți, mulți căutăm binecuvântări și toți vrem să fim binecuvântați. Aici Domnul spune, zice, dacă ți-e foame de Dumnezeu, dacă ți-e foame de neprihănirea Lui, de sfințirea Lui, atunci ești binecuvântat. Blessed are The hungry for the righteousness. The thirsty for the righteousness. Acea, acea obsesie, acea foame, acea, acea căutare uh, pasionată. Care-i lucrul acela fără care n-ai putea să trăiești? Vedeți, Domnul Iisus folosește aici foarte simplu uh, analogia cu pâinea și cu apa. Cu lucrurile elementare ale existenței umane. Ai nevoie de pâine, ai nevoie de apă. So you can go on. And move on. Ai nevoie. Care sunt lucrurile acelea de care tu nu te poți nicicum lipsi? Ce cauți tu în viața ta? Unii caută o carieră, alții caută să se însoare, să se mărite, alții caută să devină uh, plin de succes în afaceri, alții caută să înceapă o școală bună, alții caută, știu eu, ce caută. Tot felul de căutări sunt să aibă relații bune, să aibă prieteni buni, să aibă, știu eu, frumusețe, să aibă avere. Ce cauți tu? Care e foamea sufletului tău? Care e dorința inimitale? Care e acel lucru fără de care tu nu poți trăi? De care nu te poți lipsi? Te poți lipsi de multe lucruri, dar de acel unul singur nu te poți lipsi. And that's what Jesus is saying here. Binecuvântat este cel care are foamea de Dumnezeu și setea de Dumnezeu, și fără asta nu poate. Nu poate exista fără foamea asta. Nu poate trăi fără foamea asta. Pentru că singura lui satisfacție este, este Dumnezeu. Care-i căutarea ta? Ce te mănâncă pe tine? What's your drive, that drive, that passion inside of you? What do you want to be? The best singer, the best writer, the best uh, truck driver, the best uh, doctor, the best engineer? into from bookstore, in a Christian bookstore. The Dutch Seven steps how to be, you know. The best husband, the five steps, how to be the best parent, uh, uh, how to have a happy family, how to be successful, how to be blessed, uh, how to uh, pay all your debts, toate datoriile tale. Mergeți numai pentru, pentru test, pentru ca să vedeți. Și să vedeți câte cărți sunt acolo pasiunea pentru sfințenie pasiunea pentru Dumnezeu. Foamea și setea după neprihănirea lui Dumnezeu. Să vedeți câte sunt. I bet that you can count them on one hand. So, de fapt, după ce suntem noi flămânți și însetați? După ce? Ce este în noi? Gândiți-vă în seara asta. Gândiți-vă serios, gândiți-vă profund. Deci este o căutare neîntreruptă, este o căutare pasională. Și acum vine o parte ciudată în a treia afirmație, și anume că foamea aceasta și setea aceasta după neprihănire, după Dumnezeu, flămând și însetat după Dumnezeu, foamea aceasta este satisfăcută. Așa spune Domnul Isus. Dacă ai foamea asta, vei fi săturat. Numai că este un paradox aici, adică o și ai și ești și satisfăcut. Ești satisfăcut în foamea ta, ești satisfăcut în setea ta, dar continuă să o ai. E un mare conflict și un aparent paradox aici. Adică ți se satisface foamea asta, ți se satisface setea asta. Ați văzut în timpul rugăciunii, în timpul cântării, în timpul când vine prezența lui Dumnezeu, simțim cum Sufletul respiră și, și se satură și mănâncă din Dumnezeu și mănâncă din Cuvânt și mănâncă din prezența Domnului și se satură și se, se răcorește și răcorește setea Sufletului cu, cu, cu prezența Duhului Sfânt. Dar în același timp. Rămâi flămând, în același timp dorești mai mult, în același timp vrei mai mult, este această dinamică, e numai un paradox aparent, e numai un contrast, un conflict aparent. Rămâi mai departe dorind mai mult din Dumnezeu, dorind mai mult. Vreau, spune Elisei, vreau dublă putere. Ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți las? să las o manta? Nu, nu, Elie se zice, nu, nu-mi lăsa mantaua. Măcar că coboară mantaua ca un simbol al puterii. Vreau îndoită, vreau dublă putere din puterea ta. Și Elie se uite la el și zice, You know, you, you guys, young people, you are really something else. Ca și cineva care zice, God, uh, I just want to be patient, give me patience and give me now. dar de fapt este dorința și este foamea asta. Vreau mai mult din Dumnezeu. Vreau dublă putere. Vreau dublă putere din El. Vreau, vreau să mănânc mai mult. Vreau să, să, să mă satur mai mult. Și foamea aceasta, iubiții mei, și setea aceasta se încheie, știți unde? Când ajungem acasă. Când ajungem în cer. Când ajungem în prezența Lui. Cum spune Pavel în Tesalonicen, vom fi totdeauna cu Domnul. Acolo acolo nu, nu ne va mai fi, spune Ioan în Apocalipsa, nu ne va mai fi sete, nu ne va mai fi foame, dar sete și foame de Dumnezeu. Dar până atunci mănânci, te saturi și încă ți-e foame. Mănânci, te saturi, bei din puterea Lui și din Duhul Lui și din prezența Lui și încă ți-e sete. Rămâne sete aceasta, rămâne dorința aceasta, rămâne golul acesta. Spune Augustin, un episcop din, din, din secolul IV, spune foarte frumos, are el o, o carte care vă recomand cu multă căldură și, și seriozitate, cartea lui de mărturisiri. E o carte... Puteți citi și cetatea lui Dumnezeu, puteți citi și comentariile lui, sunt un pic mai greoaie, dar asta e foarte, foarte frumoasă și practică. Vorbește de convertirea lui, vorbește de viața lui și are rugăciuni și meditații. E un creștin din secolul IV și spune așa de frumos în mărturisirile lui, zice, căci nu te-aș căut te căuta, Doamne, dacă nu te-aș fi găsit. Căci nu te-aș căuta, dacă nu te-aș fi găsit. Dar mai ales, tu, Doamne, m-ai găsit. Și acum încep să-l înțeleg pe Sfântul Pavel, care zice: M-a găsit, m-a apucat. Eu nu cred că l-am apucat încă, dar am o pasiune, vreau să-l cunosc pe el, vreau să mă fac asemenea cu moartea lui, vreau să mă fac părtaș cu suferințele lui și vreau să ajung la învierea din morți. Vreau să-l cunosc pe el. Asta mă mănâncă, asta mă doare, asta e foamea mea, asta e setea mea. Nu vreau, nu vreau să fiu găsit în el cu o neprihănire a mea, personală. Pentru că el poate să vorbească de neprihănire și spune, dacă e să vă spun cum eram eu din seminția lui Beniamin și cum eram după lege, eram foarte bine și eram foarte gol pe dinăuntru. Dar acum toate aceste lucruri le-am socotit ca pe un gunoi ca să-l câștig pe unul singur. Pe Hristos. Și fac un singur lucru. Adică să fii omul unei singure pasiuni. Haideți să ilustrăm puțin acest adevăr. Și vă dau trei exemple. Pe Moise, pe David și pe Pavel. Deja pe Pavel vi l-am subliniat de două ori. Dar în Moise este ceva superb. Famea asta după Dumnezeu. Setea asta după Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu: Vreau să, vreau să te desculți. Vreau să-ți dai, să dai jos uh, uh, încălțămintea din picioare. Locul pe care stai este sfânt. După aceea, zice. Cum voi vedea prezența ta? Cum voi O, oh, o să vezi prezența mea, o să vezi minunile mele, <coughs> o să vezi cum vă scot din Egipt cu mână tare, o să vezi cele 10 plăgi, o să vezi uh, moartea întâilor născuți în Egipt, o să vezi minuni. Știi ce o să mai vezi, Moise? O să vezi că Marea Roșie se desface, se deschide și merge pe uscat. O să vezi puterea mea, o să vezi lucrarea mea, o să vezi prezența mea. Am să trimit chiar și îngerul meu cu voi. Și atunci Moise are următoarea intervenție și zice: Doamne, nu. Uh, nu. No. No. Nu vrem îngerul tău. Știi ce vrem, Doamne? Vrem să vii tu însuți cu noi. Dacă tu însuți nu vii cu noi, nu ne lăsa să mergem. Asta mă face pe mine să înțeleg, că firul acela de praf s-a îndrăgostit de o stea, spune cântarea. Că atunci la rugul aprins, ceva s-a întâmplat cu Moise, cu gângavul, cu desculțul, cu acest om care spune, nu sunt vrednic, nu merit, nu pot, nu știu, dar s-a îndrăgostit de Dumnezeu. Și a zis, da, am văzut plăgile, am văzut minunile, am văzut marea că se despică. Dar acum știi ce? Nu trimite îngeri, te vreau pe tine. Am nevoie de tine, de prezența ta. Și merge și stă cu zecile de zile și luni întregi stă pe munte și se tot roagă și vine de acolo, trebuie să-i pună o mahramă pe față că îi strălucește fața. Și Moise merge înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, știi ceva? Vreau mai mult. Vreau să-ți văd fața ta, nu mă satur. Nu mă uit cât bubuie muntele ăsta și cum cade foc din cer și cum scrii tu pe o piatră. Nu, vreau prezența ta, mi-e foame de tine, mi-e sete de tine, mi-e dor de tine, mi-e drag de tine, nu pot trăi fără tine. Ai poți să joace acolo, joci să-ți facă de cap. I don't care, I want you. Și David vine după aceea în Psalmul 42 sau așa ceva și spune, zice... Versetele 1 și 2 zice, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Psalmul 63 cu 1 zice... Îmi însetează sufletul după tine, îmi trupul după tine, ca într-un pământ sec, uscat și fără apă. Și David spune, nu pot fără tine. Un lucru doresc de la Domnul și îl doresc ferbinte. Aș vrea să stau toată viața mea în casa Domnului. Să mă, să mă bucur de El, să mă satur de El, dar nu mă satur. Nu mă pot sătura. E căutarea continuă, e căutarea pasională și e această dinamică în care mănânci, te saturi și vrei mai mult. Și e semn de sănătate. Și e semn de trezire spirituală. I just want to give you a hint or a clue. Nu cumva să tot vorbim și să vorbim prea mult de trezire și trezirea să ne scape. Și trezirea să, să nu înțelegem. Vreau doar să vă spun trei lucruri foarte simplu și foarte rapid. Că în momentul în care, în momentul în care, în care începe trezirea, dacă, dacă vreți să știți, mulți tineri din biserică mă abordează și mă întreabă ce crezi a început trezirea, ce crezi când începe trezirea, ce crezi cum începe trezirea. Sigur, nu este o rețetă și nu este lucru simplu. Dar când o să vedeți oamenii că încep să se pocăiască, să știți că primăvara e aproape. Când să vedeți oamenii, cum spune, cum spune, Adi, zice, am o listă de 90 de bărbați. Și uite, zice, că astăzi o veni numai 19. Am spus, Adi, încurajează-te, bărbătează-te, nu, nu, te, nu te lăsa, că totuși 19, it's a good start, dar când o să vedeți oamenii că încep să se roage, îi mănâncă, vine peste ei o foame, vine peste ei o sete, vine peste ei un duc de rugăciune, când îi vedeți că încep să pulseze așa de, de focul rugăciunii, să știți că vine primăvara. Și când o să-i vedeți pe oameni că le, le, le e foame și le e sete de Dumnezeu și mai ales de neprihănirea lui Dumnezeu, then get ready. Spune lui Ahab să să hame că vine ploaia. Zice e? da, am văzut un nor mic, dar don't worry about. It. Secretul nu e în nor, secretul în pocăință, secretul în rugăciune, secretul e în foamea asta după Dumnezeu. În foamea asta după Dumnezeu. Cum ar fi dacă, dacă am începe așa? I, 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 I would just like to give you a little scenario, or just a, an idea. Cum ar fi să începem așa? Just simplu fiecare bărbat din Biserica Emanuel să spună așa, Doamne, nu mai treci o zi. Dacă e 10 seara, dacă e 9 seara, dacă e 11 seara, dacă e 6 seara, când vin, Doamne, de la serviciu, când mă așez la masă și iau masa, nu mă duc să-mi caut remote controlul și să mă relaxez și să mă odihnesc, Cam am nevoie de odihnă. Nu contează, Doamne, cât e de târziu. Doamne, nu mai treci o zi. Îmi chem soția, îmi chem copiii, îmi chem toată casa, cât sunt acolo și stăm înaintea ta. Citim un psalm și ne punem la rugăciune. Every single